Capitolul 26. Pavel înaintea lui Agripa. Agripa a zis lui Pavel, Ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele douăsprezece seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, Credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret, și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească în pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind în prejurul meu și în prejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ, și eu am auzit un glas care mi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? am răspuns eu. Și Domnul a zis, Eu sunt Isus, pe care îl prigonești dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la Neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie! Nu sunt nebun, alesule Festus, a răspuns Pavel. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea nevinovăția lui Pavel recunoscută. Împăratul, dregătorul, berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar.